În ultimii ani, în toate sondajele de opinie, justiția s-a menținut în topul celor mai corupte instituții. Totuși, deși toată lumea știe că avem judecători și procurori corupți, până acum niciunul dintre ei nu a ajuns la pușcărie pentru acte de corupție. Spre regret, impresia mea este că judecătorii pur și simplu nu țin la imaginea lor. Organele statului care au funcția de a descoperi aceste fapte, în opinia mea, nu dau dovadă de străduință și profesionalism. Nu există limită aceste mite. Ea poate valora și milioane, dar numai nu puțin de 500. La nivel de sistem, noi avem oameni foarte competenți și în procuratură și în instanțele de judecată. Este necesar ca toate autoritățile respective să unească eforturile pentru a combate acest fenomen. Și atunci vom avea și rezultate. Sistemul judiciar este o corporație care are regulile sale, care se apără și își vede fiecare persoană inclusă în acest sistem ca puii săi. Și din cauza aceasta este mult mai dificil de aștepta cazuri și rezultate concrete asupra judecătorilor.